O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Vă invităm să audiați un studiu biblic prezentat de pastorul Mihai Sârbu. Din cartea Deuteronomului citim cuvântul lui Dumnezeu de la capitolul 8. Titlul capitolului este Pământul făgăduit și mulțumirea către Dumnezeu. Dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște, dar în inima ta, că Domnul Dumnezeul tău te mustră, cum mustră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu păraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu ors, cu vii, cu smochin și cu rodi, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fer și din a cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți se cirezele de boi și turmele de oi, mărindu-ți se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apa din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana cea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi, să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, că cel îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți peri. Veți speri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Amin. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare, spune profetul lacrimilor. În mod telegrafic, câteva cuvinte despre imperativele mulțumirii. Capitolul 8 din Deuteronom este un capitol la imperativ. Unul din modurile verbelor în gramaticile celor mai multe limbi este modul imperativ. La modul imperativ, verbul înseamnă o poruncă, ceva imperios necesar, ceva care trebuie făcut neapărat, ca să rămâi în statutul în care cineva sau ceva te-a dus. Nu e glumă, nu e joacă, cu alte cuvinte. Dacă așa trebuie, n-avem altă șansă. Deuteronomul, în traducere, înseamnă legea repetată a doua oară. Nu a doua lege, pentru că a fost o singură lege. Dar a fost așa de important ceea ce Dumnezeu a spus poporului, încât trebuiau să bage la cap. Și Dumnezeu prin Moise scrie și repetă pentru a doua oară în cartea Deuteronom.
poruncile și legile. Este foarte important. De aceea a fost dată această a doua carte a legii, repetată pentru a doua oară legea. Sunt multe imperative în capitolul 8. Am ales câteva mai semnificative. Țineți minte, la imperativ, când ni se spune ceva la imperativ, înseamnă că acel lucru este așa de important că nu putem să ne ajungem țelul și să facem ceea ce am stabilit fără lucrul acela. Primul imperativ al mulțumirii este cel din versetul 2. Adu-ți aminte, știți, ai motiv să mulțumești cuiva doar atunci când ai trecut printr-un necaz și cineva s-a îndurat de tine, a avut milă de tine. Ai motive să mulțumești cuiva pentru că ți-a făcut un bine, pentru că te-a ajutat, pentru că a stat lângă tine în vremuri grele. Altfel n-ai avea de ce să mulțumești cuiva. Dacă ești mare și tare, spunea un bogat, pentru ce să mulțumesc lui Dumnezeu? Pâinea, eu mi-o câștig, casa, eu am construit-o, mașina, eu am cumpărat-o, pentru ce să mulțumesc lui Dumnezeu? Dacă eu, săracul de el, adu-ți aminte, și mulțumirea înseamnă înainte de toate să ne aducem aminte, să nu uităm. Și de nenumărate ori în capitolul 8 se repetă aceste cuvinte, adu-ți aminte și să nu uiți. Adu-ți aminte. Ce să-mi aduc aminte? Ce să ne aducem aminte? Adu-ți aminte de tot. Cuvântul tot e foarte important aici. De tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău. De tot drumul. Când casa e plină, când camara e plină, când bucătăria e plină, când garajul e plin, când contul e plin, dar când nu-i, dar când se gata, spunea un frate pe vremea lui Ceaușescu, dar când se gata înaintea ta la coadă pâinea, mai poți să-i mulțumești lui Dumnezeu? Adu-ți aminte nu de jumătate din drum, adu-ți aminte nu numai de Elim și de Horeb și de Marea Roșie, adu-ți aminte de tot drumul. Ca să poți să mulțumești cuiva, trebuie neapărat să știi că cineva ți-a făcut un bine și că nu-l uiți niciodată acel bine. Știți întâmplarea aceea? La o dată fixă din an, într-un anume loc, un grup de oameni veneau trenul de ora 2, coborau jos din vagon, mergeau până la cimitirul din sat, depuneau acolo coroană de flori, stăteau în momente de reculegere și când trenul se întorcea înapoi, se întorceau și ei. Și mai mulți ani au făcut așa. Și cineva i-a întrebat, domnilor, de ce veniți în fiecare an? Pe cine aveți aici? Și oamenii ce și-au spus, eram în linia întâi a frontului și a venit grenada. Și explozia trebuia să ne omoare pe toți. Și el a sărit cu corpul lui pe grenadă și a fost împrăștiat. Și noi trăim pentru că el, colegul, prietenul nostru, s-a sacrificat. Adu-ți aminte că locul meu și locul tău, pe crucea de la mijloc, din dealul Craniului, a murit străpuns în cuie, cu corună de spini pe cap, cu trupul zdrobit, Fiul lui Dumnezeu. Mai poți uita? Duhul de mulțumire începe cu aducerea aminte. Și primul imperativ al mulțumirii este adu-ți aminte. Cum să nu-ți aduci aminte? Cum să uiți? Cum să ștergi cu buretele? Cum să treci peste acela care în fiecare zi îți poartă de grijă? Adu-ți aminte astăzi și fiecare din noi avem 1001 de motive să ne aducem aminte. Nu numai pentru zilele de belșug și de binecuvântări. E ușor atunci să nu-ți mai aduci aminte. E ușor să spui eu. Tăria mea, adu-ți aminte și pentru încercări, adu-ți aminte și pentru lacrimi, adu-ți aminte și pe ziua când chirurgul a tăiat, adu-ți aminte și pentru doliu și pentru cimitir, adu-ți aminte de toate aceste lucruri. Domnul Dumnezeu te-a condus pe tot drumul ca să te smerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Nu-i suficient, mi-am amintit, da. Și apoi trag cortina peste imaginile acelea și acolo rămân în arhiva vieții. Nu! Adu-ți aminte și apoi recunoaște. Da, da, în momentele acelea când am trecut prin încercări, recunosc că Dumnezeu a stat lângă mine. În momentele acelea când am plâns, când mi se topeau ochii în lacrimi, în momentul acela când am fost singur și părăsit, în momentul acela când am fost în lipsă, în momentul acela când am venit de la cimitir, da, recunoaște, recunoaște că Domnul Dumnezeu, știți că apa care o bem e apa Lui,
Pâinea care o mâncăm e pâinea care ne-o dă El. Aerul care îl respirăm e aerul pe care El îl lasă să mai fie încă destul de curat ca să nu ne intoxicăm. Știi că sănătatea care o ai e sănătatea pe care El ne-o dă și numai când vine ambulanța știm să apreciem acest lucru. Recunoaște, recunoaște dar în inima ta. Eu nu sunt mai mult decât fulgul de nea, este recunoștința poetului. Un joc de cristale e trecerea mea. Se scutură clipa din timpul de plin, surâde și cade și altele vin. Eu nu sunt mai mult ca un fir de parâng, ce coasă îl taie și furțile îl strâng, sărâna rămâne și uită de el, și un arfir se înalță și cade la fel. Recunoaște, eu nu sunt mai mult ca o rază în abis, dar drumul spre soare oricând mi-e deschis. Eu nu sunt luceafăr cu chip marmoreu, nu, eu sunt nimic. Pe fruntea mea însă stă scris și aș vrea să fie pe fruntea fiecăruia dintre noi. Stă scris un singur cuvânt, Dumnezeu, amin. Recunoaște, un singur lucru trebuie să recunoaștem, că tot ce suntem, tot ce avem, tot ce facem, e doar împlinirea a ceea ce este El și a ceea cine este El, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Din nou revenim la situația când cineva mi-a făcut un bine și trebuie să am obrazul, să nu uit pe binefăcătorul meu, să nu uit binele. Să nu uit să recunosc, să nu uit că sunt și trăiesc, pentru că într-o zi cineva mi-a întins o mână. Recunoaște și merge mai departe. Versetul 10. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi. Al treilea imperativ al mulțumirii. Să binecuvintezi. Cuvântul binecuvântare este format din două cuvinte. A cuvânta bine. A grăi bine, a vorbi bine. Adică, după ce ți-ai adus aminte și după ce ai recunoscut, ai venit cu recunoștință, nu poți să taci, ci binecuvintezi, grăiești bine pe acela care ți-a făcut binele. Cât din mine, cât din viața mea, cât din timpul meu, cât din sănătatea mea, cât din libertatea mea, cât din banul meu, cât din casa mea, binecuvintează pe Domnul. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot, absolut tot, nu jumătăți de măsură. Lui Dumnezeu nu-i plac jumătățile de măsură. El vrea ori totul, ori nimic. Te respecte dacă ești rece și te respecte dacă ești în clocot, dar nu-i place să fii căldicel. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot, și tot ce este în mine, tot. Fiecare celulă, fiecare țesut, fiecare părticică. Respirația mea, privirea mea, lacrimile mele, zâmbetul meu, vocea mea. Cânta voi ție, Doamne, imnuri, cât voi putea rosti cuvânt. Și în lauda bucuriei mele se aduc cât voi fi pe pământ. Poetul merge până la absurd. Când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Să binecuvintezi, să grăiești bine pe făcătorul tău și tot ce este în mine. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una. Iar e vorba de tot. Am uitat multe. Știu că am uitat. Și dumneata ai uitat. Atât de repede uităm. Există însă o contabilitate perfectă la Dumnezeu. Dacă le-ai uitat, pune și eu, mă rog, de multe ori, Doamne, am uitat atâtea lucruri, dar Tu știi lista, e înaintea Ta. Potrivit cu ceea ce știi, așa să fie binecuvântat numele Tău. Nu potrivit cu ceea ce știu eu, că nu mai știu multe, dar Tu le știi pe toate. Să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău! Să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău! Recunoaște că Domnul Dumnezeul tău! Să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău! Reflectorul nu are loc pentru o altă direcție decât numai și numai pentru Dumnezeu, prin crucea de la Golgota, prin jertfa Fiului Său, slăvit să fie numele Lui. Să binecuvintezi, să grăiești bine, să trăiești în așa fel încât binefăcătorul tău să se vadă în viața ta. Asta înseamnă mulțumire. Am fost răstignit, spune teologul Pavel, împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar s-au inversat valorile. Eu nu mai sunt Saul din Tars, eu nu mai sunt prigonitorul,
Eu nu mai sunt batjocoritorul. Eu nu mai sunt cel ce conduc plutonul de execuție al martirului Ștefan. Eu nu mai sunt. Am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Sunt zero, sunt nimic. Ci Hristos trăiește în mine. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Viața ta este o binecuvântare? Viața ta este o grăire de bine? Viața noastră este scrisoarea scrisă de mâna lui Dumnezeu, citită de toți oamenii? Doamne, iartă-ne! Iartă-ne pentru toate momentele când din cauza noastră, în loc să fii binecuvântat, ai fost blestemat! Iartă-ne astăzi! Când de atâtea ori, în loc să ne punem pe genunchi în familie, ne-am certat, poate, când de atâtea ori în casa Domnului am proslăvit numele nostru în loc de numele Lui, Doamne, iartă-ne să binecuvintezi, să ai o asemenea viață care, în orice împrejurare, să grăiască bine, să mărturisească pozitiv despre o singură persoană, Domnul Dumnezeul tău, slăvit să fie El. Adu-ți aminte, este prima condiție, primul verb la imperativ. Recunoaște, e progresiv, recunoaște în inima ta, apoi să binecuvintezi. Și în versetul 14 este un verb care reprezintă un risc foarte mare. Ia seama! Când cineva strigă la tine, ia seama! Înseamnă că ești în mare pericol! Înseamnă că există posibilitatea să ți se întâmple ceva groaznic, catastrofal. Ia seama, bagă de seamă, oprește-te. Ia seama. Asta când vei mânca și te vei sătura. Când vei locui în case frumoase. Când vei vedea înmulțindu-ți se cirezele de boi și turmile de oi, mărindu-ți se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai. Ia seama să nu ți se umflă inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, iară Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă. Ia seama, vezi, să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Să nu cumva să te pui în locul lui Dumnezeu, că faci cea mai mare greșeală din viața ta. Ia seama, să nu cumva să-ți atribui ceva ție. Ia seama, este strigătul de avertizare pentru toți muritorii de pe pământ, începând de la împărați până la ultimul om. Ia seama! Ca să poți să mulțumești lui Dumnezeu și numai Lui, trebuie să-L lași pe El pe tron. Trebuie să-L lași pe El pe locul numărul 1. Trebuie să-L recunoști pe El. Trebuie să-ți aduci aminte de El. Trebuie să-L binecuvintezi pe El. Ia seama, când te-ai pus tu în locul Lui, când îți atribui ție ceva de pe pământul acesta sau din viața ta spirituală, ia seama. Succesul e o povară prea mare. Dacă nu-L iei de pe umerii tăi și să-L pui pe umerii Domnului Iisus, te va zdrobi și banii sunt o povară prea mare și casa e o povară prea mare și averea e o povară prea mare și licența e o povară prea mare și copiii sunt o povară prea mare și soția, tot ce poate deveni idol. Idol înseamnă ceva care are locul lui Dumnezeu. Înseamnă într-un fel sau altul distrugerea sau autodistrugerea noastră. Ia seama și privește-te și mă privesc ca un administrator a tot ceea ce am primit de la Dumnezeu. Nici casa nu e a mea, că nu mai pot să plătesc banca, eu n-am. Nici mașina nu e a mea, am primit-o și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Nici soția nu e a mea, pentru o vreme Dumnezeu mi-a dat-o ca tovarăș și ca ajutor potrivit și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea, chiar dacă are lacrimi în ochi și ea știe de ce. Nici copiii nu sunt ai mei, ne-au fost împrumutați, nici eu nu sunt ai lor. Ia seama, ia seama, este imperativul de avertizare, să nu te pui în locul lui Dumnezeu. Finalul este categoric, cu Dumnezeu nu-i de jucat, auziți? Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți Dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți peri! Și eu sunt chemat să predic o evanghelie întreagă și să o predic pe românește, ca să o înțelegem fiecare dintre noi. Ia seama! Avertizarea este clară! Dacă vei ajunge în iad, eu nu voi fi vinovat, că m-am străduit cât am putut mai bine să predic o evanghelie așa cum am primit-o. Ia seama și pune-ți viața în rânduială. E atât de îndelung răbdător Dumnezeu, e atât de plin de bunătate, e atât de bogat
încât mai are răbdare și cu tine, fratele meu și prietenul meu, mai are răbdare cu ai noștri dragi, mai are răbdare cu națiunea aceasta care se duce încet, încet spre marea moartă, ca Sodoma și Gomora, mai are răbdare și cu aceia care îți fac necazuri. Ia seama, am citit despre un creștin născut din nou, era prigonit, batjocorit, lovit. Într-o zi trecea pe o stradă și niște copii dădeau cu pietre și cu lene într-un măr plin de roadă, plin de roadă, plin de mere. Și omul acesta sta și s-a uitat și a spus: ce adevărat este, numai în pomul care are roadă lovesc alții. Și s-a oprit acolo și cu lacrimi în ochi a mulțumit lui Dumnezeu: Doamne, dacă sunt lovit, dacă sunt hulit și batjocorit, dacă alții, este că Tu vezi ceva bun în mine. Ia seama, Dumnezeu nu vrea zile de mulțumire, Dumnezeu vrea viață de mulțumire, Dumnezeu vrea ceasuri, vrea minute, vrea secunde. Adu-ți aminte, primul imperativ, recunoaște, e legat de primul. Binecuvintează, trăiește în așa fel ca Domnul Dumnezeul tău să apară vizibil în fața ta. Dacă nu, ia seama, e avertizarea. Ce vei face astăzi? Ați urmărit o predică de pastorul Mihai Sârbu. Vă așteptăm și data viitoare cu un nou mesaj inspirat din Cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci, toate cele bune și audiție plăcută în continuare la Radio Vocea Evangheliei.